Bun găsit la o nouă ediție din Viața Romilor. După o săptămână plină în capitala Spaniei, echipa emisiunii noastre a revenit în țară cu reportaje speciale care se axează pe comunitățile compacte de romi de lângă Madrid. Am fost să vedem cum trăiesc etnicii romi în regatul Spaniei, am legat prietenii și am descoperit locuri de poveste și oameni extrem de talentați, pe care România nu îi apreciază la justa valoare. Despre migrația romilor în Spania vă povestim pe larg începând cu ediția de astăzi. În țară, la Câmpina, a avut loc adunarea generală a Partidei Romilor, filiala Prahova. Cei 700 de participanți și-au ales noul președinte al filialei, comitetul director și structura de organizare pentru următorii 5 ani. Aveți toate motivele să rămâneți alături de noi. Din Viața Romilor începe acum! De ani buni, românii pleacă masiv din țara noastră către toate colțurile Europei. Aproape 6 milioane de cetățeni au emigrat din România și 1,1 milioane din numărul acestora este concentrat în Spania. Conform datelor Ministerului Incluziunii, Securității Sociale și Migrației din Spania, într-o statistică publicată în anul 2021, cele mai mari comunități de români din Spania se regăsesc în zona capitalei Madrid. Mulți români s-au stabilit în așa numitul Coridor de Henares, care cuprinde localitățile satelit ale Madridului. Mai exact, 230.000 de suflete trăiesc aici, printre care se numără cetățenii români care au venit în Spania fără acte. Din aprecierile Ministerului Afacerilor Externe, puțin peste 400.000 de oameni lucrează fără contract pe teritoriul Spaniei sau petrec scurte perioade din an locuind la rude. O parte dintre aceștia, inclusiv cetățenii români de etnie romă, ajung să lucreze la negru în țara de reședință. Echipa emisiunii noastre a petrecut o săptămână la Madrid pentru a înțelege fenomenul migrației în rândul romilor din România. De ce pleacă peste hotare? Cât de bine trăiesc odată ajunși aici? Cât durează procesul integrării în societatea spaniolă sau dacă mai au de gând să se întoarcă vreodată în țară? Maria Grapini, europarlamentar, a avut amabilitatea să ne spună cum se vede situația comunităților de rom din România din scaunul instituției care are cea mai mare autoritate legislativă din Europa. Ce gânduri vă încearcă atunci când veniți în comunitățile de români din afara României? Trebuie să spun că vin cu mare drag, asta este foarte clar, dar am și un sentiment așa de durere, pentru că eu anul acesta am mai fost în comunitatea românilor din Spania, anul trecut am fost în Italia și am să vă spun și de ce. Am generat o gală care se cheamă ACT, Antreprenoriat, Cultură, Tradiții, și stimulez și premiez câte 30 de români în fiecare țară. De ce spuneam că mă încearcă și un sentiment de durere, de tristețe? Pentru că eu i-aș dori pe toți acasă. Și am discutat cu români, cred că aproape de peste tot, n-am fost în Australia, dar aproape de peste tot. Foarte mulți, aș risca să zic un procent de 80%, ar vrea să se întoarcă înapoi, dar să știți că nu neapărat salariul l-au ridicat ei, ci perspectiva. Ei voiau să știe, de exemplu, un profesor din Spania cu 5 ani mi-a spus, sunt din Suceava, sunt profesor, am doi copii care am dat aici la școală, m-aș întoarce înapoi, dar nu știu cât timp am eu, de exemplu, catedră, trebuie să mă duc să dau examen, am pe termen lung. Și atunci problema care eu o văd în România, cred că asta ar trebui să le arătăm. Perspectiva pe termen lung, viziunea pe termen lung de țară și faptul că locurile de muncă, cuvântul ăsta e foarte uzat așa, e sustenabil. Adică să știe că oamenii vin înapoi și chiar dacă la început este un salariu mai mic, acesta are posibilitatea să crească, pentru că eu am dialog cu ei și am spus, știți, eu am fost și om de afaceri, deci eu pot să pun un preț mai mic pe produsul meu dacă îmi crește volumul de afaceri. Și acum în România este o penurie de forță de muncă teribilă. Cred că proiectul de țară pentru a veni românii înapoi, nu toți, pentru că unii și-au stabilit aici familiile, e foarte bine, își iubesc țara și asta e foarte frumos, și nu toți vor vrea să vină înapoi, dar sunt foarte mulți și pentru acei foarte mulți ar trebui să facem un proiect de genul pe care l-am explicat acum. Nu neapărat, da, îți dau 20.000 de euro și vină și fii întreprinzător, pentru că nu toată lumea poate să fie întreprinzător. Nu avem acest proiect de țară, din păcate. Eu l-am mai propus, voi insista să-l propun. În acest proiect de țară despre care vorbeați, sunt incluși și cetățenii români de etnie romă, o minoritate totuși semnificativă, care pleacă anual în Spania, în Italia, Germania și așa mai departe.
Franța. Ce facem cu acest procentaj? Pentru că, din păcate, nu pleacă de bine din România. Eu am multe proiecte făcute pe vremea când eram în business ca organizație neguvernamentală, pentru că cu 25 de ani am făcut o asociație a femeilor antreprenori și am avut multe proiecte cu comunitatea romă. Eu cred că și aici este o greșeală. În primul rând că toate statele trebuie să integreze, nu trebuie să expedieze în România. Eu am mai spus asta și în Parlamentul European. Și ei sunt cetățeni liberi, și ei sunt cetățeni europeni, și ei au dreptul să aleagă, poate vor în Franța, poate vor în Spania. Și atunci toate guvernele din cele 27 de state trebuie să aibă programe de integrare a lor. Dar eu cred că nu s-a mers pe cel mai important lucru, și anume să le folosești vocația. Ei sunt foarte talentați. Și pe drum povesteam, pentru că astăzi când am venit de la aeroport, am venit cu un cetățean rom care e foarte talentat, pictează. Și îi povesteam că, de exemplu, eu am fost crescută la țară și mama toate, absolut toate, de la cazanul de țuică până la ceaune și tot ce avea nevoie, le lua de la cetățenii romi. Și auzeam de mic copil, ei sunt cei mai buni. Ei le fac, sunt meseriași, sunt buni. Apoi sunt foarte talentați în muzică, în artă. Și atunci nu poți să-l obligi să facă ceva pentru care el nu are o vocație. Asta am spus și românilor. Mergeți pe vocația voastră, pe ceea ce aveți voi nativ. Și pe asta construiți, sigur, învățarea e permanentă. Dar dacă n-ai acea vocație, degeaba. Avem exemple și în comunitatea românească, nu? Vrea mama să-l facă neapărat avocat. Și nu e bun, că nu pledează, nu știe, nu poate, nu convinge. De aceea eu cred că aici ambele părți și trebuie lucrat cu reprezentanții foarte buni. Avem reprezentanți foarte buni ai romilor în România, să știți, și în Parlament și în diverse zone. Lucrez cu o comunitate din Cluj, de exemplu, din Timișoara. Trebuie lucrate cu comunitatea și făcuți pași, știți, de o parte și de alta. Pe de o parte, să nu mai este această segregare, nu? Adică, doamne, sunt cetățeni și ei ca și noi și cred că suntem și complementari prin ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Și atunci, dacă știm să folosim aceste lucruri complementare, putem face parteneriate foarte bune și de lungă durată. Da? Nu mi s-a întâmplat, copil fiind, încă se mergea atunci și stăteau și în cort, nu aveau case. Și nu s-a întâmplat niciodată ca la noi în gospodărie să se întâmple ceva. Deci eu cred în nevoia de parteneriate și mă bucur că și aici în Spania lucrez cu cetățenii romi foarte buni în diverse profesii și da, o să fac o provocare după anul nou în organizațiile pe care eu le-am înființat acum mulți ani în urmă să reîncepem acest lucru și vă spun că am avut o intervenție în Parlamentul European pe această temă, pentru că din nefericire o colegă din Italia europarlamentar a spus ce tot dăm bani noi la romi și ce să punem, că se discuta un buget pentru romi. Și eu am spus așa, dacă banii aceia n-au adus rezultate, nu sunt de vină romii, sunt de vină de regulă, nu sunt romi organizațiile neguvernamentale care iau banii și bifează acțiunea și nu a făcut, n-a dus-o până la capăt. Eu invers aș spune, nu să tăiem bugetul de formare, de integrare a romilor, ci să vedem cum îl facem eficient. Și da, eu cred în asta. Să fie clar, în toate minoritățile și în toate naționalitățile sunt și oameni buni, nu sunt 100% toți buni, nici români, nici olandezi, nici francezi, nici... Și atunci de ce am spune noi că, așa, o pată neagră toată comunitatea romă? Nu, îi putem avea parteneri. Apropo de asta, v-aș întreba din postura de europarlamentar, cum se vede problematica romă în rândul colegilor europarlamentari? Cum se vede? Ce se întâmplă în România? Regresăm? Avansăm? Da, a fost o dezbatere recent în plenara, în mini-plenara de la Bruxelles și au fost și critici la adresa României, de exemplu, că mai sunt încă școli în care părinții români nu acceptă să fie copiii romi la școli. Eu am pus acum să fac un studiu legat de această temă, pentru că pe mine m-a durut ca româncă, pentru că s-a dat exemplu și a României, nu numai a României. Și am dat să facă un studiu la nivel de Uniune Europeană, la toate cele 27 de state, unde apare discriminarea și în ce mod apare discriminarea, da? În integrarea la locurile de muncă, la copii, de exemplu, nu? Și sigur că acest rezultat al studiului o să-l și fac public, dar este important totdeauna după ce faci un studiu să nu rămâi la un studiu care îl pui în bibliotecă, ci să scoți de acolo ce măsuri iei.
Trebuie să spun că nu se vede încă bine România, ca să concluzionez răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Mie mi se pare câteodată că este exagerat de prost față de realitate, dar asta este iarăși imaginea noastră, depinde cum ne-o creăm și cum ne-o vindem. Da? Percepția e una, realitatea poate fi alta și atunci, mai ales mass media are o importanță foarte mare în a aduce percepția aproape de realitate, dar da, nu se vede foarte bine. O femeie luptătoare, europarlamentar, om de afaceri, v-aș ruga să le transmiteți femeilor rome din comunități un mesaj pentru a înțelege cât de importantă este femeia ca resursă umană. Vă mulțumesc de întrebare, pentru că vine imediat după ce am votat un raport foarte disputat în Parlament legat de faptul că femeile, în general, în Uniunea Europeană, nu sunt, să spun așa, valorificate și potențialul lor și capacitatea lor. Statistic, 60% din persoanele cu studii superioare sunt femei în Uniunea Europeană. Și avem femei de etnie romă, foarte bune. S-a votat acum un raport și asta trebuie să... Mesajul este și pentru femeile rome. Trebuie să îndrăznească. Deci trebuie să scape de bariera aceasta. Sunt romă. Cum la început la noi, imediat după 90, femeile, nu mă pot duce în business că sunt femeie. Nu. Eu le-am încurajat și pe femeile românce, da, și pe cele de etnie romă, să îndrăznească și să meargă pe palierul, pe culoarul unde ele au cel mai mare potențial. Echipele mixte totdeauna sunt cele mai bune, pentru că de-aia ne-a lăsat Dumnezeu și femeie și bărbat. Competențele native sunt sociologii, știu, antropologic, femeile au niște calități și atunci le îndemn pe femeile rome, ca să revin la întrebarea noastră, să îndrăznească. Ce ar trebui să facă România astfel încât să aducă în echilibru comunitățile de rom din România? Practic o strategie. După ce avem o strategie scrisă pe bază de realitate, nu așa că facem ca să zicem că avem o strategie, după aceea trebuie puși oameni foarte buni comunicatori, care știu să convingă, pus la masă comunitatea romă cu partea decizională din România, ascultați, pentru că în comunicare partea cea mai grea e ascultarea. Și asta nu prea o practică, să zicem așa, oficialii noștri. Nu vedeți și când vin la o conferință și spun punctul de vedere și pleacă și nu mai ascultă ce spun ceilalți. Deci ascultarea este cea mai grea și cea mai importantă, până la urmă, parte din comunicare. Și atunci, reprezentanții romilor, împreună cu oficialii care decid, creat în baza acestei strategii niște programe pe termen lung, nu așa cârpel din astea, facem acum o conferință, spunem că i-am integrat, facem poze și cu asta gata. Nu, trebuie să fie strategia la lung, pentru că integrarea, educația, acceptarea reciprocă e de durată, nu poți așa pocni din degete. Deci prima dată strategia și strategia făcută cu părțile, noi zicem în Parlamentul European, cu toate părțile interesate, adică cei care până la urmă asupra cărora se răsfrânge acea strategie. Și cred că e târziu, dar dacă mai amânăm din nou va fi târziu. Deci trebuie început această strategie de integrare, pentru că să nu uităm, avem un procent mare de romi. Nu avem evidențele la toți câteodată, da? Eu locuiesc în Timișoara, să știți, într-un cartier limitrof cu o comunitate de rom. Din 2005 nu mi s-a întâmplat niciodată nimic. N-a sărit nimeni gardul, nu a aruncat cu pietre, nu s-a întâmplat nimic. Dacă comunici cu ei, dacă le transmiți că ești egal cu el, ei nu se răzvrătesc. Dar dacă se simt stigmatizați, izolați, îndepărtați, pot să reacționeze și așa. Mă bucur că am avut ocazia să ne întâlnim aici și să vorbesc și despre acest lucru. O temă extrem de importantă și vă felicit și îndemn pe toți românii. Uitați-vă și la altfel de emisiuni și da, nu numai să urmărim, așa cum am spus cu ocazia Zilei Naționale, patriotismul trebuie să fie și practicat, nu numai declarat. Nu numai spunem la mulți ani România. Noi trebuie să facem fapte, nu vorbe. Așadar, Felicitări pentru temă și multe emisiuni înainte și sigur telespectatorii alegeți această emisiune pentru că aveți ce vedea.
Poveștile romilor din România sunt diferite, unele cu final fericit, altele nu. Am strâns o parte dintre aceste povești pentru a vi le prezenta pe larg în edițiile viitoare ale emisiunii noastre. Îl veți cunoaște pe Florian Ștefan, un pictor rom care, odată venit în Spania, a intrat în atenția reginei Sofia, câștigându-i respectul și admirația. Am pătruns în comunitatea compactă a romilor din regiunea Val de Mingomes și am filmat în ce condiții trăiesc cetățenii unui stat european în anul 2022. Fără curent electric, căldură și case insalubre, bătrâni, adulți, copii și bebeluși își duc zilele cum pot, dar parcă tot nu ar da Spania pe România. În România era și mai greu decât aici? În România nu era bine. Nu, nu. Aveam 1.700.000 pensia în România. Dar nu puteam întreține cu 1.700.000. La un medic, dacă vă îmbolnăviți aici, aveți unde merge? Da, am tarșetă și merg la medic. Mie țara asta îmi place foarte mult. Am uitat și de România. E mai bine aici decât în România? De 10.000 de ori. De ce, Florin? Păi, pentru că aici te simți mai liber, trai mai ieftin și te descurci cu muncă repede aici. Ce-ai lucrat până acum? Construcții, în bucătărie, ospătar, tot așa, hardineria. Străinii ne ajută altfel și au altfel de inimă, nu ca românii noștri. Tu ce-ai muncit aici? Construcție, ce am putut. Geamuri, un glet, un parchet, ceva pe jos, pladuri pun. Ce pot, ce știu, ce am învățat. Da, totuși aici vă e greu în condițiile astea. Condiții greu, nu. Greu, dar nu avem ceva ce. Și să ne ducem la bloc și să plătim și să nu ne ajung bani. Că ce, să zicem că ieșim la 1.000 și ceva de euro pe lună. Plătim 700-800 apartamentul și ce? Mâncare, copii, avem copii și nu ne convin. Da. Tu ai copii? Am doi copii. Să străiască. Am o fetiță de 6 ani și mai îmi vine unul acum, trebuie să nască. Ar trebui ca guvernul României să vină și să aibă un dialog cu omologii săi de aici din Spania pentru a-i sprijini, pentru că sunt proiecte europene, sunt proiecte și la nivel de comunitate de Madrid care pot să-i ajute și să iasă din această situație și să aibă o viață dignă. Cum ați auzit, aici trăiesc fără curent, trăiesc fără apă, n-au unde să-și spele hainele. De multe ori noi venim și le aducem haine doar ca să aibă ce să-și apeie și pe urmă sigur le aruncă, că neavând unde să le spele, nu mai au ce să le facă sau multe termină arse încălzindu-se la focul cu ele. Am bătut la pas și vechea tabără de romi, El Gainiero, de lângă Madrid, demolată complet în anul 2015, și am aflat cum i-a ajutat guvernul spaniol pe cei evacuați să își clădească o viață decentă. La Madrid l-am întâlnit și pe Antonio Calderón de Jesús, un critic de artă faimos, îndrăgostit de Iași și de minoritatea romă. Am petrecut o seară de vis în Coral de la Moreria, cel mai faimos restaurant din Europa cu 2 stele Michelin, unde muzica flamenco, născută din trăirile romilor spanioli, trezește emoțiile clienților sosiți din întreaga lume. Asociațiile Salva și Solimundo ne-au arătat cum sunt ajutați cetățenii români de etnie romă și nu numai, pentru a parcurge mai ușor drumul greu al integrării. Primesc o masă caldă, haine, ajutor pentru a intra în legalitate, pentru a obține un loc de muncă și o casă. Însă cel mai important este că Spania investește în educația copiilor lor. Credința i-a salvat pe mulți dintre romi. Am mers în Biserica Penticostală, Philadelphia din Madrid, unde am ascultat mărturiile credincioșilor. În edițiile viitoare veți putea urmări poveștile pe care am reușit să le surprindem pentru dumneavoastră și pe care abia așteptăm să le dezvăluim publicului nostru. La Câmpina a avut loc adunarea generală a Partidei Romilor Pro-Europa, filiala Prahova. Evenimentul a fost găzduit de Casa Tineretului într-o sală cu o capacitate de peste 700 de locuri. Sala a fost umplută până la refuz de delegați în vederea alegerii noului președinte al filialei Prahova, a comitetului director, dar și a structurilor din subordinea acestuia. Din prezidiu a făcut parte președintele Asociației Partida Romilor Pro-Europa, Nicolae Păun, președintele onorific Gheorghe Răducanu,
Ciobanu, deputatul minorității rome Cătălin Manea, președintele APRPE, filiala Prahova, Ionel Marghiolescu, președintele APRPE, filiala Ialomița, Leonida Mandache și președintele APRPE, filiala Giurgiu, Mihăiță Grigore. Pe scenă, masa prezidiului a fost încadrată de două gradene, în care se aflau reprezentanții ai organizației de tineret Prahova și reprezentantele organizației de femei Prahova. Moderatorul întâlnirii a fost îndrăgitul artist Ion Micuță, secretar al filialei Prahova, cel care a și deschis adunarea generală, interpretând imnul Ghelem Ghelem. Ghelem Ghelem lungo ne dromesta maladiremba tale romesa. Astăzi, 27 noiembrie 2022, în municipiul Câmpina, are loc, conform statutului Organizației Asociația Partida Romilor Pro Europa la nivel de România, ședința de adunare generală a filialei sucursalei Prahova. Până să începem lucrările ședinței, am să prezint câțiva invitați și după aia o să invitați de onoare din afara familiei noastre. Avem invitate de onoare pe stimata doamnă Mădălina Lupea, consilier județean, prim-vicepreședinte la Pro-România. Mulțumim! Am colaborat foarte bine cu dânsa, e și profesionistă și frumoasă. Mulțumesc! Da, ce să fac? Alina Streaja, reprezentantă de la Agenția IMM-urilor Prahova. Doamna Rădurescu Gabriela, director la Crucea Roșie. Și nu în ultimul rând, Vane Alexandru, subprefect la Prefectura Prahova. Vă prezint pe președintele Partidei Romilor Pro Europa, Nicolae Păun. Cătălin Zanfir Manea, deputat în Parlamentul României din partea organizației Partida Romilor. Și avem doi invitați special, doi colegi de-ai noștri, pe Mihăiță Grigore de la filiala Giurgiu și Leonida Mandache de la filiala Ialomița, președinții filialelor. Astăzi, adunarea generală este forma organizatorie în statutul Partidei Romilor Pro Europa, care obligă orice organizație odată la 5 ani să reconfirme, să reașeze, să reorganizeze, în așa fel să-și facă pentru o perioadă de 5 ani un plan de activitate, un plan de bătaie și să putem să avem și rezultate bune. Ordinea de zi este următoarea. Aprobarea privind constituirea sucursalei Prahova Asociației Partida Romilor Pro Europa. Aprobare privind alegerea președintelui și a membrilor Consiliului Director al sucursalei Asociația Partida Romilor Sucursala Prahova. Aprobare privind constituirea structurii de tineret al sucursalei Prahova. Aprobarea privind constituirea structurii de femei a sucursalei Prahova Partidei Romilor Pro Europa și stabilirea strategiei de lucru a Asociației Partida Romilor Pro Europa. Suntem de acord cu ordinea de zi. Vă rog frumos cu mâna ridicată dacă sunteți de acord cu ordinea. Toată lumea? E cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Sucursala Prahova, la momentul acesta, are 21 de filiale județene active în tot atâtea UAT-uri, în tot atâtea primării. Astfel, avem 15 filiale cu pondere mai mare de un număr pentru a face un mandat de consilier, adică numărul de romi cu drept de vot este mai mare decât numărul necesar pentru a avea un mandat de consilier local. Da?
și avem 6 cu pondere mai mică. Adică sunt un fel de unii pe lista A și unii pe lista B. Acolo nu putem să întrunim numărul de voturi. La un an de la instalarea noii conduceri am intrat în alegerile electorale din 2016 cu un vot etnic. Adică am depus liste și am obținut atunci, prin negocieri și prin tot ce am făcut la momentul acela, 15 consilieri locali și 3700 de voturi pentru Consiliul Județean. Scrutinul din 2020 am încercat varianta de parteneriate locale cu formațiunile politice puternice, în speranța că dacă avem consilieri aleși într-o echipă puternică a unui partid politic puternic, putem rezolva mai ușor problemele romilor. Adică una e să fii tu un consilier singur, unde sunt 15 de, nu mai spun de care, și 15 de alții, și vii și tu la Ploiești, când faci parte dintr-o echipă din asta mare, altfel rezolvi. Așa ne-am gândit noi atunci. Și am obținut la Boldescăieni, la Vărbilău, la Colceag, Florești, consilieri, Filipești de Pădure, Filipești de Târg, Mizil, Sângerul, Șotrile, Râfov, Drăgănești. În afară de structurile politice, să știți că nu de fiecare dată ne-am dorit să avem consilieri locali. Ne-am dorit să avem și structuri de angajați în cadrul primăriilor, în cadrul ISJ-ului sau la Direcția de Sănătate Publică, cum ar fi experți locali, mediatori sanitari și mediatori școlari. Relevant pentru cele trei direcții din strategia 560 care a fost promulgată anul acesta, care prevede niște direcții prioritare. Din punctul meu de vedere, direcția educație și sănătate sunt cele mai importante pentru noi romii. Și avem, în 2016 aveam expres local 3, în 2022 avem 7 și mai avem discuții pentru încă 3. Mediatori școlari aveam în 2016 4, în 2022 14 și avem discuții, știe și domnul inspector și ISJ-ul, cu încă 5 persoane de mediatori școlari cu aprobare deja. Mediatori sanitari aveam în 2016 9, astăzi avem 19 și mai avem discuții pentru încă 5. În perspectivă, în 2024, un an cu toate alegerile, un an greu, vrem să mobilizăm organizația noastră și să putem dubla, dacă nu, numărul consilierilor aleși și încadrarea de personal de etnie romă în toate localitățile cu pondere mare de romi. Adică să putem, fie că obținem rezultate la alegerile noastre ale Partidului Romilor, fie că negociem cu diferite formațiuni politice, cu diferiți primari pentru încadrarea de mediatori școlari și mediatori sanitari. Și au văzut eficiența nu numai în Prahova, în țară. Dat fiind faptul că am reușit să îndrumăm sute, dacă nu mii de cursanți către proiectele care s-au derulat la nivel județean, vreau să vă spun că suntem un județ care am stat la dispoziție pentru multe proiecte implementate de entități de pe peste tot în țară și nu numai, și am stat la dispoziție și v-am nominalizat și am găsit tinerniți și fel de beneficiari în proiectele lor. Avem speranța că o să fim printre județele fruntașe în 2024, dacă nu primul, așa cum am fost în alegerile din 2004, când am avut deputatul de Prahova în persoana domnului președinte Nicolae Păun. Nu știam că voi lua cuvântul și domnul Micuță mi-a făcut o surpriză plăcută. Sunt onorată să particip la acest eveniment atât de important din viața comunității dumneavoastră. Și pentru că nu știam că voi vorbi, o să vă spun din experiența proprie.
Și am să vă povestesc cum, din perioada în care eram colegă cu doamna Lucica Marghiulescu, pe care o iubesc și o respect extraordinar de mult, din acea perioadă în care organizam activitatea biroului pentru problemele comunității rome în instituția prefectului, din acea perioadă în care participam la foarte multe evenimente ale dumneavoastră, am învățat un lucru foarte important. Și anume acela că noi, așa zisa majoritate, nu-mi place cum sună, dar să spunem așa, cu ghilimele de rigoare, că noi, majoritatea, trebuie să înțelegem, să vă respectăm și să fim alături de dumneavoastră. Să vă respectăm valorile, să vă respectăm tradițiile și obiceiurile, pentru că doar în acest fel vom putea trăi împreună cu bună înțelegere. Și din această perioadă am înțeles, întâlnindu-vă pe mulți dintre dumneavoastră, că între valori ale majorității și ale minorității nu sunt diferențe. Sunteți oameni buni, oameni care vă iubiți nespus de mult copiii. Și noi la fel. Și nouă ne pasă de copiii noștri, și nouă ne pasă de educația lor. De aceea vorbim despre valori comune. De aceea cred că trebuie să ne dăm mâna și noi majoritarii și dumneavoastră minoritarii pentru a crea punți puternice de comunicare între noi. Sunt convinsă că în curând nu va mai exista majoritate și minoritate. Și venind pe drum spre dumneavoastră, mi-am adus aminte cum domnul Micuță, nu de puține ori, mi-aducea aminte la evenimentele la care participam împreună, că mai am puțin timp să mă bucur că fac parte din majoritate, pentru că în curând voi deveni minoritar. Vă aduceți aminte, domnul Micuță? Și să știți că dincolo de această glumă pe care o făcea domnul Micuța la evenimentele noastre, dânsul are dreptate, pentru că vedeți că noi trăim în familie cu 1-2 copii, poate în cele mai fericite cazuri 3. Dumneavoastră trăiți în familie cu mulți membri, în familii frumoase și pentru care noi vă respectăm. De aceea spun că este puțin important să numim minoritate, majoritate, nici nu ar trebui să existe în vocabularul nostru asemenea cuvinte. Cred că important este să ne dăm cu toții mâna și să ne asigurăm că societatea merge pe un singur drum, într-o singură direcție, și anume acea direcție în care să ne atingem obiectivul comun, și anume binele general. Îl invit la microfon pe Cătălin Manea Zamfir, deputat în Parlamentul României, din partea Asociației Partida Romilor. Vă rog frumos! Distinși invitați, domnule președinte al Partidei Romilor, Nicolae Păun, stimate domnule președinte Răducanu, președinte de onoare, stimați colegi de la Tineret, stimate doamne, distinși colegi, membrii Partidei Romilor din structurile locale din județul Prahova, vreau să vă salut în primul rând și mă bucur mult pentru invitația de a fi astăzi prezent alături de dumneavoastră la lucrările ședinței adunării generale. Sunt foarte multe chestiuni extrem de importante pe care ar trebui să le trecem în revistă înainte de a vă alege structura de conducere și o să mă refer doar la câteva pe care eu le consider esențiale. În primul rând, activitatea organizației noastre la nivelul județului Prahova este una extrem de intensă, este o activitate cu rezultate vizibile, cel puțin în ultimii 10-12 ani. Nu înseamnă că județul Prahova n-a fost un județ etalon pentru întreaga țară. De departe, județul Prahova în ultimile cel puțin 5-6 cicluri electorale s-a situat pe un loc fruntaș ca și rezultat electoral. Acum, problemele din comunitățile noastre sunt multiple. Noi, spre deosebire de cetățenii majoritari, am fost antrenați, evident cu ghilimelele de rigoare, să suportăm tot felul de nedreptăți, să îndurăm tot felul de atitudini care nu sunt conforme și cu atât mai puțin nu sunt demne de legislația
românească aflată în vigoare și nu sunt demne de cei care se află în poziții de decizie și am fost considerați ca fiind un grup vulnerabil. După 90, comunitățile de rom, grupuri vulnerabile sau comunități dezavantajate sau defavorizate din punct de vedere social și economic. Sărăcia și problemele din comunitățile noastre, e foarte adevărat că toate aceste probleme s-au amplificat, am spus-o de nenumărate ori, direct, proporțional cu anii de democrație care s-au scurs din 90 și până în prezent. Evident că am așteptat sprijinul primarilor, am așteptat sprijinul și intervenția Consiliului Județean, am așteptat și am solicitat sprijinul Guvernului României, sprijinul Parlamentului României ca for legislativ al acestei țări. Din păcate, vocea noastră nu a fost auzită. Din păcate, problemele noastre de cele mai multe ori n-au fost luate în seamă. Și toată problematica asta s-a perpetuat la nivelul întregii țări. Au ajuns romii să fie iubiți, buni și foarte buni, chiar și frumoși, în momentele electorale. Atunci când, evident, partidele politice nu mai țin cont nici de doctrină, nici de orientare ideologică, se împrietenesc și își manifestă iubirea și respectul, așa zis, respect față de comunitățile de romi, uitând că cei mai mulți dintre copiii noștri merg plin de noroi la școală, uitând că sunt zeci de mii de gospodării ale romilor din România care în secolul 21 nu au acces la banalul bec electric, uitând de faptul că mulți dintre copiii noștri ajuns în unitățile școlare sunt segregați, sunt separați în corpuri diferite ale aceleiași clădiri sau în clase diferite, adică o formă gravă de discriminare și de rasism, uitând de fapt că populația de etnie romă este o populație tânără care, dacă s-ar interveni asupra ei, ar putea să suplinească cumva deficitul de forță de muncă calificată cu care România se confruntă și, în loc să apelăm la soluții de a importa forță de muncă din tot felul de țări, mai mult sau mai puțin exotice, am putea să-i calificăm pe romii noștri să ocupe un loc de muncă, să le creștem stima de sine, să le redăm demnitatea, să nu-i ținem dependenți doar de prestațiile și intervențiile sociale. Din păcate, principala sursă de venit pentru multe dintre familiile de romi din țară și chiar din Prahova este venitul minim garantat. Sunt prestațiile sociale și alocațiile sociale. Ori noi nu ne dorim să rămânem în starea aceasta. Noi ne dorim ca tinerii noștri să aibă o viață mai bună, să aibă un viitor mai bun, să poată să își întemeieze o familie, să poată să își întrețină copiii, nu să stea cu mâna întinsă la mila autorităților locale. Apreciez colaborarea cu instituțiile administrației publice din județul Prahova, ea trebuie întărită, trebuie întreținută. Îi invit pe colegii mei de la Prahova să deschidă larg ușa, așa cum au făcut-o, dar în continuare trebuie să facă demersuri pentru a aduce tineri în organizația noastră. Femeile au un rol determinant și în calitate de mamă în comunitățile noastre. Vă urez succes lucrărilor noii echipe și îl rog pe colegul Marghiulescu Ionel și pe toți cei care vor face parte din echipa noastră a Consiliului Director să fie cât mai prezenți în comunitățile de rom, să vină în sprijinul dumneavoastră, să întrețină dialogul cu primarii, cu instituțiile deconcentrate, cu Consiliul Județean și, evident, și cu reprezentanții partidelor politice din acest județ. Vă urez mult succes tuturor și vă mulțumesc mult! Cel mai important lucru pentru mine este că aș vrea să vă spun ceva legat într-adevăr de Partida Romilor și de mine ca persoană și pentru asta vă cer scuze, pentru că întotdeauna
când un om vorbește despre el, despre poziția lui, trebuie mai întâi să-și ceară scuze, pentru că ar trebui, în mod normal, să vorbească altcineva. Dar pentru că n-are acum cine, trebuie să o spun eu. Cea mai mare importanță pentru un om ca mine este faptul că după 10 de ani, adică după 33 de ani, după 32 de ani, am șansa să fiu prezent cu dumneavoastră aici astăzi. Pentru că în 1990, în martie, eram o mână de oameni, 7-8 oameni, care ne-am apucat să gândim să constituim această organizație care trăiește și astăzi și care, într-adevăr, lucrează și există, așa cum trebuie, o structură foarte bine pusă la punct, când atunci încăpeam într-o mașină, într-un autoturism, apoi într-un camion, să zicem, după care autobuz, tren, și astăzi ne adunăm sute numai la nivel de județ. Ăsta e un lucru extraordinar. Adică colegii noștri, cei de atunci și cei care sunt și în prezent, au dovedit că sunt în stare să facă ceva pentru această etnie care trebuie neapărat să fie ajutată și să aibă mai multă atenție și din partea guvernului și a majoritarilor. Deci trebuie să vă reamintesc că în 1990, pe 3 aprilie, a apărut hotărârea acestei organizații, repet, când intram într-un autoturism și astăzi suntem extinși la nivel național, european și mondial. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că eu din 2004 începând m-am ocupat mai mult de politica externă a acestei organizații, de aia sunt mulți oameni care poate știu de mine sau au uitat și faptul acesta este foarte important pentru că trebuie să menționez că Partida Romilor este, dacă nu cea mai importantă și cea mai structurată organizație, este printre primele organizații, nu numai din România, din Europa și din lume. Adică este, pot să vă spun, este singura organizație din lume care are de 10 de ani, de 30 de ani, reprezentare parlamentară. Nu mai există nicio organizație de romi, de țigani, la nivel european sau mondial, care să aibă o reprezentare permanentă după Revoluție în Parlamentul României. Acest lucru cred că spune foarte multe și pentru că timpul este limitat, eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și de-aia v-am spus că sunt mai onorat decât ar fi președinte de onoare, numai că sunt prezent cu dumneavoastră aici astăzi și mi-aș dori cel mai mult, cea mai mare funcție pentru mine, cred că ar fi dacă aș mai putea să fiu prezent încă 10-15 ani cu dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult pentru invitația de a fi alături de dumneavoastră. O să încerc să fiu foarte scurt. Nu am venit decât să îi arăt lui Ion că în sucursala Giurgiu are un prieten, la fel ca probabil și colegul nostru de la Ialomița, Leonida Mandache. O să spun decât câteva cuvinte. În momentul în care m-am născut, nu mi-am dorit să fiu țigan, n-am știut că o să fiu țigan. Dar am avut noroc. În decursul timpului am întâlnit o mulțime de faze de discriminare, de segregare, atât la grădiniță, la școală, la liceu, la facultate. Tot timpul mi-am dorit să muncesc de două ori, de trei ori mai mult, pentru a putea fi măcar la egalitate cu majoritarii. Indiferent cum ar fi fost, tot mă înjurau, tot spuneau mama lui a dracu, dar măcar spuneau mama lui că este deștept și mai deștept decât noi. În momentul în care domnul președinte Păun m-a chemat la domnia sa și mi-a acordat girul de încredere pentru a reforma cumva o filială nouă, o filială foarte mică, Giurgiu este cel mai mic județ din țară în afară de Ilfov, am primit cu mândrie, vreau să spun acest lucru, pentru că îmi doream foarte mult să arăt tuturor că și romii pot. Că și noi trebuie să fim mândri că suntem romi, trebuie să ne asumăm această etnie, trebuie să mergem la școală, trebuie să punem accent pe educație, pe sănătate, trebuie să punem accent pe dezvoltarea comunitară. Spunea mai devreme domnul Micuța și doamna prefect, cred,
că în curând vom fi majoritari. Da, probabil că vom fi majoritari, dar degeaba vom fi majoritari dacă nu cumva din asistați sociali trebuie să ne transformăm în plătitori de taxe și impozite. De multe ori ne lovim de acea idee că romii noștri au numai drepturi, trebuie să înțelegem că avem și obligații, iar faptul că aici, în Prahova, care este un județ foarte mare, este un județ cu un potențial economic fabulos. Cred că printre primele 3-4 județe din țară, din punct de vedere economic, ar trebui să fie tot timpul un model, ar trebui să fie tot timpul o cale și ar trebui să fie tot timpul o grădiniță care să dea liderii următoarei mișcări de romi. Am văzut o grămadă de lume frumoasă în sală, văd o grămadă de doamne minunate, pe unele le și cunosc personal. Mă bucur că văd și o echipă de tineri senzațională și sunt mândru că asta înseamnă că peste 5 ani, 10 ani, când cei mai mulți de la masa asta probabil ne vom retrage din politică, vom avea pe cine lăsa ca și pentru copiii noștri să poată să facă lucruri, să poată să facă lucruri frumoase în comunitățile de romi. Ioane, te felicit din nou, mulțumesc din nou pentru invitație, felicitări întregii tale echipe, felicitări pentru noile proiecte pe care le aveți și să dea Dumnezeu să auzim numai de bine. Trebuie să deschid cuvântarea mea prin a vă saluta. Să mulțumesc domnului președinte Marghiulescu pentru invitație, să mă bucur de prezența dumneavoastră atât de numeroasă, de plăcută și prin ceea ce văd eu în sală nu faceți altceva sau nu văd altceva decât o unitate, da, în mare parte a romilor din județul Prahova. O unitate în Prahova, o unitate în Ialomița, o unitate în Călăraș, o unitate și în alte județe unde s-au întâmplat astfel de adunări. Adunarea generală, de fapt, este forul reprezentativ al organizației Partida Romilor. Este reprezentativitatea. Adunarea generală dictează cine trebuie să conducă organizația atât la nivel național, cât și la nivel județean. Dumneavoastră, ca și delegați astăzi, ați venit pentru a vă confirma președintele. Un președinte care, din punctul meu de vedere, este unul dintre cei mai harnici președinți pe care îi are Partida Romilor. Un om cu o activitate bogată, un om dedicat, un om responsabil, știe ce vrea să facă și atâta timp când îmbină voința cu ambiția pe care o are, nu are cum să nu iasă și rezultatele, nu are cum să nu apară rezultatele. Sigur, rezultate, zicem noi, de multe ori insuficiente pentru a rezolva problematica cu care ne confruntăm, atât în Prahova, cât și în țară. Dar era și mai rău fără aportul nostru. Dacă nu ne implicăm deloc, gândiți-vă, ne este greu cu toată implicarea noastră și totuși este greu. Ce s-ar întâmpla fără implicarea noastră? Păi atunci nu am mai avea, eu știu, copiii în licee, adică posturile create de către statul român la inițiativa organizației Partida Romilor, locuri distincte pentru elevii noștri care termină clasa 8-a și vor să se înscrie într-un liceu. Avem locuri speciale pentru acești copii. Locuri care de multe ori s-au ocupat 100%, iar cei care au terminat un liceu au avut și au ocazia, da, și de a profita de faptul că astfel de locuri avem și la facultăți. Astfel de locuri avem în Ministerul de Interne, atât la poliție și, mă rog, tot ce ține de Ministerul de Interne. Avem angajați în primării ca și experți locali, mediatori sanitari, mediatori școlari, fel și fel de funcționari.
prin partea politică să știți că avem primari. Spre exemplu, în Ialomița, cum foarte bine știe domnul președinte Nicolae Păun, avem primari de etnie romă, care vorbește țigănește cum de altfel vorbesc și eu. În Consiliul Local avem majoritate romi. Avem viceprimari. Eu sunt consilier județean. Adică vă spun toate astea ca să ne înțelegem că avem drepturi depline ca orice organizație politică sau mai puțin politică. Suntem la fel de pregătiți ca și majoritarii, să zic. Pentru mine, cea mai înaltă funcție, care întotdeauna am spus-o de când am venit în organizație, funcția cea mai importantă este funcția de rom, de țigan major. Mă mândresc că sunt rom. Dacă ar fi să mai mă nasc o dată, credeți-mă că mi-aș dori să mă nasc tot rom. Pentru că ceea ce suntem, nu noi ne-am ales. Dumnezeu ne-a dat ceea ce suntem noi. Și atunci trebuie să respectăm voința lui Dumnezeu. Foarte scurt, vinovat de tot ce se întâmplă aici, în ultimii 30 de ani, și când spun vinovat în ghilimele, sigur că da, este domnul președinte Nicolae Păun. Un om dedicat, un om cu ambiție, un om care și-a lăsat afacerile, treburile, de multe ori familia, copiii și așa mai departe, pentru a se dedica la organizația asta frumoasă și reprezentativă la nivel național. Un om care, din cât îl cunosc eu, și cred că îl cunosc de vreo 20 și ceva de ani, cu siguranță nu se va opri aici. Cunoscându-i ambiția, împreună cu echipa creată la nivel de centru, împreună cu echipa creată în județe, cu dumneavoastră, odată și odată o să ne atingem scopul, și anume acela de a avea grup parlamentar în Parlamentul României. Domnule președinte Marghiolescu, este o onoare să vin să vorbesc de dumneata. Sunt onorat să fiu lângă tine, sunt sigur că vei fi reales și confirmat pe funcție și ce pot să spun? Să-ți dea Dumnezeu sănătate înainte de toate, să ai succes în activitatea pe care o desfășori, da? Să te bucuri de buna colaborare a colegilor tăi, atât de la doamne cât și de la tinere, și să ai parte de înțelegere din partea tuturor romilor din județul Prahova. La mulți ani și să vă dea Dumnezeu sănătate. Vă mulțumesc din suflet. Te amen să stai tai bahtale romale. Bună ziua tuturor și bine v-am găsit. Bună ziua reprezentanților instituțiilor care sunt aici de față și domnului președinte împreună cu conducerea Asociației Partida Romilor. Acum nu pot ca să-mi permit să, și nici nu cred că ar fi motivul, să pornesc cu laude. Dar felicit echipa structurii de femei care astăzi va porni și va da un start pentru a ne rezolva problemele. Dați-mi voie să felicit structura de femei și conducerea care va fi alesă astăzi. Am scris ceva și nu înainte să felicit inițiativa domnului președinte Nicolae Păun cu privire la inițiativa constituirii structurilor de femei și tineret existente în cadrul Asociației Partidalor Romilor. În data de 8 iulie la București a avut loc o ședință, eveniment cu dezbatere pe tema importanța educației și asigurarea egalității de șanse pentru copiii proveniți din comunitățile de romi, din perspectiva abordării mariajelor timpurii forțate și abandonul maternal, organizată de Partida Romilor Pro Europa. Și bineînțeles,
cu participarea doamnei Gabriela Firea, ministru al familiei, tineretului și șansei egale. La această dezbatere, doamna ministru Gabriela Firea a spus următoarele, citez: copiii de origine romă trebuie să aibă aceleași șanse la educație ca toți ceilalți copii. În același timp, problema căsătorilor timpurii continuă să îi afecteze pe mulți dintre tinerii acestei minorități, care la adăpostul tradiției își compromit șansa la un viitor mai bun. În societatea democratică, orientată spre progres, este o societate care face eforturi pentru fiecare membru, pentru eliminarea decalajelor care ne pot trage înapoi pe toți. Închei citatul. Realitatea este că această problemă cu care ne confruntăm, nu numai noi romii, este o problemă care persistă de foarte mult timp și toate încercările care au existat a diminua aceste probleme, din păcate, au eșuat. Cauzele cele mai des întâlnite sunt lipsa de informare și de educație a părinților, problema acută de sărăcie, marginalizarea care a dat naștere la multe pe situații de aceste probleme. În aceste situații, părinții nu sunt conștienți de gravitatea problemelor acestor cupluri care sunt copii și nici nu cunosc respectarea dreptului copilului, legea 272-2004. O altă problemă cu care ne confruntăm este problema abandonului maternal. În România, cazurile copiilor supuși unor tratamente inumane, abandonați în spitale sau pur și simplu părinții solicită din cauza sărăciei instituționalizarea copiilor, care se regăsesc în localități și comunități defavorizate. Structura de femei Partida Romilor în 2011 a demarat campanii de prevenire, combatere și reducerea abandonului maternal. Asta înseamnă că suntem o structură de femei cu multă experiență și mai ales suntem femei care provenim din rândul comunităților tradiționale. Am să supun la vot aprobarea privind constituirea sucursarei Prahova Asociației Partida Romilor Pro Europa. Sunteți de acord? Cine e pentru? Nu sunteți? Nu sunteți toți? Mulțumim, mulțumim mult! E cineva împotrivă? Se abține cineva? Aprobarea privind alegerea președintelui și a membrilor Consiliului Director al sucursarei Prahova Asociația Partida Romilor. Sunteți de acord cu domnul Mariolescu și al Consiliului Director pe care l-am? Mariolescu, ziceți! Aprobarea privind constituirea structurii de tineret al sucursalei Prahova. În picioare, vă rog frumos, tineretul! Ia uitați ce frumos sunt! Mamă! Vă rog frumos, sunteți de acord? E cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Luați loc. Aprobarea privind constituirea structurii de femei al sucursalei Asociației Prahova Pro Europa. Sunteți de acord cu femeile de acolo? Vă rog frumos, vă rog să vă ridicați în picioare. Respect față de ai noștri. Femeile nu le fluierați, vă rog frumos. Nu se fluieră. Mulțumim doamnelor frumoaselor, luați loc. Deci sunteți de acord, da? Mulțumim. Aprobarea strategiei de lucru Asociației Partida Romilor Pro Europa, sucursala Prahova. Avem o strategie
noi nu putem să existăm de sine stătător fără directivele care le primim de la domnul deputat, de la domnul președinte, de la toată organizația de la nivel central. Lucrăm în același context, concentrat și mai ales pe strategia de îmbunătățire a situației românilor 560 sau cum se cheamă acum. Sunteți de acord cu strategia de lucru? Da? E cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc mult! Dacă toate punctele din ordinea de zi au fost aprobate, eu vă mulțumesc, micuță Ion Secretar, eu vă mulțumesc mult, aplauze pentru dumneavoastră, mulțumesc! Aplauze pentru conducerea aprobată, noua conducere aprobată. Am să invit la microfon, acum ce să mai are emoții, dar trebuie să vină domnul Ionel Mariulescu, vă rog frumos, președintele sucursalei Prahova. Mișto, mulțumim. Domnul președinte, frățiorul meu, dintotdeauna am fost lângă tine, ai cuvântul. Cele mai mari emoții am acum. Eu vreau să vă spun că eu sunt omul care muncesc jos, în teren, acolo. Dar în primul rând vreau să mulțumesc conducerii centrale, domnule președinte Păun, care a fost mentorul meu și omul din 92, care întotdeauna am stat și am ascultat la el. Vreau să mulțumesc domnului deputat Cătălin Manea, vreau să mulțumesc colegilor mei din conducerile județene, de la Ialomița și la Giurgiu. Vreau să mulțumesc, în primul rând, echipei cu care să fac această organizare, echipei mele, care am făcut această organizare, sper eu să fie un pic cu frigul, a fost probleme, n-am știut, echipei organizației de femei la tineret. Și vreau să vă mulțumesc din suflet că ați fost aproape de mine, că ați mers cu mine din 2015, am luat la pas fiecare comunitate de romi și voi merge în continuare în comunități, așa cum mă cunoașteți voi pe mine. Acum, în încheiere, ca să consfințim acest demers pe care îl avem noi conform statutului, l-aș ruga frumos pe domnul președinte să ne prezinte așa o impresie sau nu știu, domnul președinte, domnul Nicolae Păvân. În primul rând, trebuie să înțelegeți că dacă vă organizați bine, veți avea și rezultate bune. În momentul în care nu vă organizați bine, nu aveți de unde să aveți rezultate, pentru că, după cum observați, partidele politice nu prea ne-au onorat cu prezența astăzi. Și vă spun eu că eu cunosc la fel de bine ca și voi, ca mulți dintre voi cunosc acest județ și știu ce poate. Există un potențial fantastic de mare în acest județ în ceea ce privește votul. Micuța a prezentat acolo o situație, nu am de ce să-l contrazic, nici nu știu pe ce s-a bazat când a făcut acele aproximări, că 15% dintre ei sunt vorbitori, 90 nu sunt, 30 sunt așa, 14 sunt pe neamă. El știe, el a lucrat și pe la primărie, cred că încă mai lucrez, nu te-au dat afară, nu? Este ok, este bine. Dacă ai asemenea dată, dar e pentru prima dată când le aud. E pentru prima dată când le aud. Eu vă spun că în Prahova ar trebui să vă luați după ultimul recensământ. Și veți putea constata că în Prahova sunt, cel puțin, după știința mea, sunt peste 50.000 de cetățeni români de etnie rom. Cam aproximativ 50.000. Gândiți-vă că noi, Partida Romilor, n-am reușit în niciun an electoral ca să avem consilier județean cu voturile noastre. Eu nu știu cât de mare a fost asimilarea aici de-a lungul anilor, dar eu cunosc foarte bine acest județ pentru că de 20 de ani eu locuiesc în acest județ. Eu am casă la Sinaia. Printre altele, suntem și din aceeași zonă, aceeași areal, ca să-i spunem așa. Cred că mai este mult de lucrat, Ioane.
Da. Mai este mult de lucrat. Tu ai nominalizat aici o serie de localități. Eu nu le context. Eu nu spun că ele nu sunt prezente. Nu spun că numărul de oameni nu este prezent. Nu, nu, nu. Eu spun că mai e de lucrat. Cel puțin la Ploiești, în cele trei mari cartiere, e de lucrat și e de lucrat mult. Domnul Micuță mi-a arătat acolo două mâini ridicate de la Ploiești. Două, trei mâini ridicate, poftim, 5, 7, 9, dar nu vreo 10.000, 7.000, 8.000. Bun. Grupul ăla de acolo poate să reprezinte un curs de stradă. Dar dacă ne luăm după cele trei mari cartiere ale romilor din municipiu, vă spun eu că sunt mulți și foarte mulți. Domnilor, există la nivel parlamentar o coaliție, o susținere parlamentară puternică pentru Guvernul României, ceea ce înseamnă și administrație locală și administrație centrală. Pentru că dacă ne uităm la deconcentrate, o parte dintre acestea aparțin prin excelență Guvernului României. Deci în Parlamentul României avem pe de-o parte grupul PSD, pe de cealaltă parte grupul PNL, avem grupul maghiar și avem cel al minorităților. Deci sunt patru grupuri parlamentare care constituie o forță politică care desemnează Guvernul României. Eu nu înțeleg de ce această, ca să-i spunem așa, coaliție nu se concretizează și în județe. Eu nu înțeleg, nu pot să o înțeleg. Dom'le, când ai nevoie de noi, de un proiect la nivel parlamentar, suntem buni, deci minoritățile, suntem. Bun, și la nivel de județ, pentru care motiv nu concretizați această alianță? Ăsta este și semnul de întrebare pe care mi l-am pus stând în sală și uitându-mă cum dumneavoastră ridicați acolo niște probleme, dar n-are cine să le ia, cum ar veni, ridic mingea la fileu, dar n-are cine să mi le preia. Nu sunt supărat pe partidele politice, că n-am de ce. În politică n-ai voie să fii supărat. Trebuie întotdeauna să găsești timp, să te reîntorci și să o iei de la capăt și să vezi unde ai greșit. Eu totuși nu trec speranța că partidele vor înțelege la un moment dat că trebuie să te cheme, trebuie să-ți cheme echipa sau trebuie să fie prezentă o persoană, două, sau să abordeze o tematică. Eu acum, ce să-ți spun? Să-ți spun ție, Ioane, te mâine să faci aia sau să faci aia. Nu e responsabilitatea ta. Să ne înțelegem. Tu faci cât poți la nivelul cu care ești investit în momentul de față. Dar problemele oamenilor din acele localități pe care tu le-ai exprimat sunt mari și sunt multe. Sunt mari și sunt multe. Și nu degeaba Cătălin Mană stă în Parlamentul României și să zbate acolo cu toată lumea pentru problemele noastre, ca ulterior să nu ne găsim corespondent în plan județean. Păi, fraților, voi aveți senzația că dacă, de exemplu, nu funcționează corect o școală, dacă nu aveți drumuri asfaltate, dacă nu aveți apă, dacă nu aveți canalizare, dacă nu aveți iluminat, dacă nu aveți multe probleme pe care le ridicați, Partida Romilor este de vină? Nu! Pentru că fiecare la nivelul lui trebuie să răspundă pentru ceea ce s-a angajat. Politica este întotdeauna în slujba cetățeanului, celui care te-a votat. Eu cred că există cam vreo două minorități din grupul pentru minorități care se descurcă foarte bine în relația cu autoritățile și cred că facem referire la minoritatea grecilor, România, și am impresia că și, dacă nu mă înșel, albanezii, nu? Numai grecii. Ok, domnul Zisopol este vicelider, dacă nu mă înșel. Acum e președinte de comisie. Da? Acum e președinte de comisie. Bun. Este adevărat că avem și istoria unor lucruri făcute în dialog cu instituțiile statului și deci din acest motiv mă simt oarecum puțin frustrat. Când era Lucica Marghiorescu la prefectură, cel puțin știam că are cineva, avem un corespondent, avem pe cineva în instituție ca atare. Nu mai este, nu avem corespondent nici în Consiliul Județean, nu avem corespondent nici la prefectură. Și astea sunt niște deziderate, niște chestiuni care în
activitatea noastră, te lovești zi de zi de ele. Ai anumite probleme și n-ai pe cine să trimiți. Problema este următoarea. După cum am menționat, relația cu instituțiile statului și partidele politice din județul Prahova trebuie îmbunătățită. N-am de unde să știu cine a greșit aici și cine greșește sau cine nu face pas. Cineva trebuie să facă pașii ăștia. Nu știu dacă tu, nu știu dacă dumnealor, dar trebuie făcut ceva urgent în sensul ăsta. Doi, trebuie lăsată ușa deschisă așa cum ai făcut-o până în prezent și să vină alte organizații care sunt doritoare să colaboreze cu Partida Romilor pentru a deveni o forță. Acestea două sunt cele două chestiuni pe care vreau să ți le explic, să ți le spun, că sunt necesare ca pe viitor, în următoarea perioadă de timp, să ți le pui cât de cât la punct ca și viziune pentru viitor. Doar o singură chestiune mai am de menționat și cu asta am încheiat. Da, vă felicit, v-ați ales o echipă bună, foarte mulți dintre dumneavoastră vă cunosc. Activitatea organizației la nivel de județ este una bună, dar asta nu înseamnă că nu poate să fie și mai bună. Cred că noi de la centru v-am sprijinit îndeajuns și o putem face în continuare ca să puteți să vă să puteți să aveți și proiecte, să puteți să vă și mișcați. E adevărat că sunteți și o echipă muncitoare. Dacă vorbesc cu voi, dacă e 7 seara, 8 seara, 9 seara, vă găsesc la sediu. E bine să încercați să împărțiți ca și responsabilități puțin treburile, să gândiți pe mecanismul centru, cum avem noi prim vicepreședinții care se ocupă de regiuni, așa ar trebui să vezi și arealul, ar trebui să vezi și tot arealul prahovean. Pentru că Prahova, trebuie să recunoaștem, e un județ mare, e un județ puternic, e un județ care are bani în comparație cu multe alte județe din țară. Eu am fost și pe colo și știi foarte bine, nu? Foarte puține județe poți să le compari cumva cu Prahova. Și din punct de vedere a veniturilor, și din punct de vedere a locurilor de muncă, și din mai multe puncte de vedere. Hai să vedem ce ne desparte și ce ne apropie. Să vedem care sunt lucrurile alea la care trebuie să umblăm, pentru că Prahova, structura de la Prahova, a Partidei Romilor, să fie, așa cum ați spus, sau cum vă doriți, să fie printre primele 3 structuri cele mai bune din țară. Domnul Leonida Mandache, colegul nostru de la Ialomița, s-a adus în discuție, bineînțeles că știi și tu, omul nu bate câmpii, ce ați spus, a spus corect. Avem primari și nu unul, doi. La Ialomița avem viceprimari, avem o structură foarte bine pusă la punct, cu oameni tot așa silitori ca și voi, dar vezi, acolo i-au găsit liantul ca să discute cu partidele politice și sunt mai rapidi în dialog și se întâmplă și fapte ca atare. Adică, noi nu trebuie, Ioane, ești prietenul meu și știi foarte bine ce-ți spun, că eu vin în îmbunătățirea activității tale, nu trebuie să-i dezamăgim pe oameni. Trebuie să nu le vindem vise, că nu de asta suntem noi buni și nici de asta nu suntem puși aici. Noi trebuie să le spunem în concret, domne, te pot ajuta cu asta, cu asta și cu asta, atâta pot să fac eu pentru tine. Dar se poate îmbunătăți activitatea în anumite zone, cum e acolo, cum e acolo, cum e acolo, cum e acolo. Depinde de tine cum ți-i organizezi. În momentul în care doar ați votat o echipă, v-ați deplasat astăzi, ați făcut un efort, cinste vouă și onoare, v-ați deplasat de acasă azi duminică, dar doar atâta, să știți că n-ați făcut nimic. Dacă nu există un liant de respect reciproc între dumneavoastră și echipă, între echipă și dumneavoastră, s-a terminat cu totul. Atunci când sunteți împreună, mai bine stați într-o cameră, bă, o zi, două, trei, cu ghilimele de rigoare, vă întâlniți o dată, de două ori, de trei ori, până vă puneți la punct niște idei, niște gânduri bune, zic eu, dar când ați ieșit afară și v-ați dus și v-ați prezentat undeva, să vă vadă toată lumea că sunteți o echipă. Nu să zică, bă,
Cine, bă? Lasă-mă că iau pe țigani, îi cumpăr la bucată. Nu merge, bă. De ce? Pentru că toți sunt uniți și toți țin unul cu altul. Aici este problema. Ăsta este cheia succesului. Nu că îmi dați mie valoare. Voi vă dați valoare vouă, respectându-vă echipa, echipa respectându-vă pe voi. Vă urez succes, vă doresc sănătate, să le împliniți sărbătorile cu bine, să dea Dumnezeu să ne vedem cu bine, într-un număr probabil mai mare, într-o altă formă de organizare și, bineînțeles, într-o altă sală, te rog frumos. Da? Promiți? Bine. Vă mulțumesc! Vorbim astăzi despre adunarea generală din Prahova. Dumneavoastră, în calitate de reprezentant, de președinte al organizației de femei, spuneți-mi primele impresii la cald. Cum vi s-a părut întâlnirea de astăzi? Bună ziua! Întâlnirea de astăzi a fost extraordinar de benefică și de frumoasă, pentru că nu mă așteptam să avem un număr așa mare de reprezentanți, de membri ai Partidei Romilor Sucursa la Prahova. Cred că am avut peste 600 de persoane, încă nici n-am reușit să-i trecem pe toți pe acele liste de membri pentru adunarea generală. Vorbim despre delegați. Despre delegați, exact, din toate localitățile din județul Prahova. Am văzut că președintele ales a fost foarte bine primit. Da, pentru că el tot timpul a lucrat, din 2013-2014 a lucrat cu în comunitățile de rom și a plăcut să se implice și chiar a mers, dacă nu o dată pe săptămână, la două săptămâni, tot timpul mergea și vizita și lua legătura cu liderii și cu autoritățile și tot timpul a încercat această consolidare a dialogului între comunitățile de rom și autoritățile publice locale, precum și cu instituția. Adică a vrut cumva să facă un fel de legătură mai puternică între liderii noștri și autorități, tocmai pentru a rezolva problemele din comunitățile de romi. Cu alte cuvinte, un exemplu de urmat, zic eu, și în alte județe, practic asta ar fi soluția, legătura foarte puternică între centru, liderii locali și comunități, da? Da, așa este. Și legătura, da, cu liderii locali neapărat și cu comunitățile de romi și pentru că el este foarte implicat și face ceea ce face. Că la această adunare generală s-a prezentat un număr de 700 de membri ai Partidei Romilor, delegați ai Partidei Romilor Prahova, unde ne-am întâlnit cu 21 de filiale și vreau să vă spun că am o satisfacție plăcută în care am avut, când am văzut acești colegi aproape de mine, acest consiliu director care e format din 39 de persoane, oameni pregătiți, cu care putem pleca la drum din 2022 pentru 2024. În 2024 sper să avem, un număr cât mai mare de filiale, subfiliale, de organizații și de ce nu ne gândim la un vot etnic a romilor la Prahova. Noi ne gândim la un vot etnic. Ați văzut aici, în sala a fost de la toate partidele, a fost prezenți oameni, primari, viceprimari. Oamenii sunt aproape, ne susțin, ne cunosc, dar e mult mai bine dacă am merge cu vot etnic la Prahova. Să scoate mai mulți consilieri, să avem mai multă în administrația publică, la UAT-uri, să avem mai multă reprezentare și cred eu că începe să fim pe făgașul cel bun. Vreau ultimul rând să-i mulțumesc domnului președinte Nicolae Păun pentru sprijinul pe care ni l-a acordat, pentru încrederea pe care mi-a dat-o în 2015, de a pune pe picioare această organizație așa de frumoasă, așa, cu lideri importanți, cu lideri buni, cu comunități bune și compacte. Pentru că am văzut exact căldura cu care ați fost întâmpinat astăzi, aș vrea să-mi divulgați dacă există un secret. Știu că e multă muncă în spatele a ceea ce s-a văzut astăzi, dar spuneți-mi susținerea oamenilor, cum ați câștigat-o? Sunt plăcut pentru că sunt tot timpul în comunitatea romă. Tot timpul sunt între ei. Tot timpul. Eu n-am zi, n-am noapte să nu fiu la sediu până la ora 18-19 seara. Duminica și sâmbătă sunt în comunitate. Iau fiecare comunitate la pas. Din 30 ceva de comunități, ați văzut, 21 sunt compacte acum
m-am prezentat în fața Consiliului Director și fața domnului președinte pe un cu 21 de filiale. Sperăm să mai venim cu încă 14, adică să facem 35 de filiale la Prahova, în care a fost o muncă titanică. Din 2015 până acum, o muncă fantastică în care noi, Partida Romilor Prahova, am muncit mult cu colegii mei, cu prietenii mei, cu toată lumea, de a duce această organizație în cele, în cele 4-5 organizații din țară. Sper eu așa să fie. În top 5. În top 5. Astăzi a fost un moment frumos, un moment care sper că ne va așeza pe o nouă treaptă și faptul că n-au venit invitați mai mult de la alte partide, pentru noi e un lucru bun. Sper și cred că ne va determina să mergem singuri și să ne obținem ce avem de obținut în 2024, adică locuri în consilii locale, consilii de țene și de ce nu în parlament. Da. Cu toate acestea, ați avut niște invitați de marcă, ați avut reprezentanții autorităților locale și, dacă nu mă înșel, a fost chiar și subprefectul Prahovei. Da, a venit și domnul subprefect Vane, chiar am vorbit la grupul de lucru mixt, acolo dânsul vine mereu, la BJR, și la invitația domnului președinte și a noastră, și am invitat mai multe persoane, dar dânsul a chestat și doamna Mădălina Lupea, care a fost fosta prefectă și acum este consilier de țean. Să știți că erau foarte mult de venit, dar nu știu din ce cauze. Ultima întrebare, ca să terminăm cumva așa pe plus, mi s-a părut o primire extrem de călduroasă și o întâmpinare a vechiului și noului președinte al filialei Prahova. Cum explicați? Care credeți că este succesul din spatele acestei reușite? Succesul din spatele acestei reușite este că organizația Partida Romilor este o organizație puternică, reprezentată bine de o echipă puternică la nivelul centrului, adică domnul Nicolae Păun știe să întrețină oamenii, știe să așeze oamenii, știe să îndrume oamenii, și de aia și domnul Marghiulescu împreună cu mine facem echipă ca să putem să menținem oamenii aproape, așa cum face și un deputat pe urmă de 30 de ani de zile.